ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări atât în fața micilor ecrane, cât și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră și în atenția fiecăruia dintre noi ar trebui să fie și protejarea mediului înconjurător. Este drept, avem de cele mai multe ori pretenția ca autoritățile abilitate să facă acest lucru, să se ocupe în permanență de asta. Mai rămâne însă și conștiința fiecăruia dintre noi ce putem face pentru a aduce un aport mediului înconjurător. E drept, nu avem poate uneori la îndemână toate cele necesare pentru a face mai mult, dar atât cât ține de bunul simț până la urmă al fiecăruia dintre noi, cred că putem contribui. Autoritățile vin și ele cu elemente de noutate pentru a proteja mediul, pentru a putea să facă mai mult decât s-a făcut până acum. Repet, ține de fiecare dintre noi și de fiecare dintre aceste autorități pentru ca acest mediu înconjurător, pe care cel puțin declarativ îl iubim cu toții și îl stimăm, ne mai și fotografiem uneori și ne postăm pe rețelele de socializare mândri că am reușit să adunăm câteva deșeuri de aici acolo, dar putem face mai mult. Astăzi vom discuta despre unele achiziții care au fost făcute în județul Hunedoara pentru a proteja și calitatea aerului și a verifica în special cât de sănătos este aerul pe care îl respirăm în fiecare zi. Vom discuta și despre programele pe care Ministerul le-a lansat și în acest an, mă refer aici și la Casa Verde, dar și la altele, rămâneți alături de noi pentru că veți afla cu siguranță multe noutăți din această emisiune. Astăzi alături de mine este doamna Georgeta Barabaș, directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Spuneam puțin mai devreme, avem mari așteptări de la autorități. Avem multe pretenții atunci când vine vorba despre protejarea mediului, despre modul în care gestionăm până la urmă aceste lucruri. Vrem ca primarul să ne măture în curte, să cosească iarba din fața scării, din fața casei, mai puțin parcă sau puțin mai sunt cei care au această conștiință de a nu arunca deșeurile oriunde în natură, de a-și curăța măcar ce ține de curte, de grădină și așa mai departe. Avem doar așteptări. Am uitat parcă și de obligațiile pe care le avem. La fel și atunci când vine vorba despre poluarea aerului, vedem că în continuare mulți aleg să și igienizeze grădinile, curțile, indiferent de sezon și de consecințe, exact, prin ardere. Sunt legi care, în mod normal, trebuie aplicate. Doar că uneori se aplică acea zicală, prinde orbul, scoate ochii. Și dacă și e cunoscut, nu se prea aplică, mai ales într-un an atât de electoral cum este anul acesta. Pentru că primarii, unii au fost și nu vor mai fi, unii vor fi și nu au fost până acum, cei care vor fi în continuare au nevoie de voturi pentru următoarele alegeri. Deci, din păcate, protecția mediului este puternic influențată de ciclul electoral și din păcate spiritul civic se cultivă și cu acțiuni de conștientizare, categorii, dar în principal cu sancțiuni. Și avem cu propriul exemplu uneori, da, pentru cu propriul că dacă exemplu avem personal. Exact, dar oameni care să arate așa trebuie să facem, eu ca primar, ca parlamentar sau conducător al unei instituții respect legea și fac aceste lucruri, parcă deci ne gândim și noi de două ori înainte să procedăm vis-a-vis așa de un aspect care l-ați menționat mai devreme, vis-a-vis de întreținerea curților proprii. Eu mă străduiesc și cu vecinul de alături să, de fapt, stânga-dreapta vecinii de pe strada mea întreținem nu doar curtea, ci și
spațiu verde din, de pe trotuar, din spațiu fața public. Curții, spațiu public, evident. Dar nici măcar pe strada noastră nu-i la fel. Sunt câțiva vecini care fac la fel, dar nu toți, din păcate. Ia, trebuie să vină, nu cei de la serviciul public, de gospodărire să, da, să facă. Nu-mi pare normal ca să stundă gardul viu din față primăria sau să ți tundă gazonul din fața porții primăria de pe zona verde. Dar unii au și această așteptare. Probabil că dacă primăria ar aplica sancțiuni celor care nu-și curăță, că cei care nu-și curăță în fața porții nu-și curăță nici în curte. Dacă ar aplica sancțiuni pentru curte, atunci ar binevoi să curețe și în curte și în afară. Dar dacă nu e nimeni sancționat, pare să că exemplul nu ține loc de sancțiune. Deci exemplul ține pentru unii care au mai mult bun simț. Cei care sunt cu deficit de bun simț sunt și cu deficit de gospodărire. Da, și din păcate, atunci acolo ar trebui intervenit cu sancțiune pentru ca să... Ar trebui aplicată legea, pentru că auzim de foarte multe ori ar trebui o lege care să prevadă cu tare și cu tare. De cele mai multe ori aceste legi există, doar că nu sunt aplicate. Exact. Aici este marea problemă, de fapt. Pentru că cei care nu își întrețin fațadele clădirilor și gardurile și curțile ar trebui să plătească un impozit majorat până cu 500%. Ce să faci că ei nu-și plătesc nici impozitele nemajorate, dar mi-am impozitele majorate. Deci sunt o mulțime de verici care ar trebui angrenate ca să ajungem la un optim. Ne place când mergem chiar și în Ungaria, ca să nu mai vorbesc de alte țări. Să nu dăm exemplu Elveția, de să nu mergem la extreme, să mergem la vecinii noștri. Unde se vede diferența de imediat de cum trece granița, adică nu trebuie să mergem în Budapesta sau în alt oraș mare. Nici măcar instituțiile de stat care administrează rețelele de transport, mă refer la șosele, autostrăzi, căi ferate, nici măcar acolo întreținerea rigolelor și a extremităților nu se face corespunzător. Deci sunt niște bălării și niște gunoaie peste tot. Chiar recent, sâmbătă, am fost la București și am venit pe Valea Oltului, când încă treci prin localități. În unele localități sunt cosite, sunt curățate rigolele, cosite bordurile, adică nu bordurile, zonele acelea verzi, da, care sunt până la garduri. În altele nu. Deci, de ce unii pot și unii nu pot? Pare să că și aici exemplu personal nu ține. Nici mă refer aici la exemplu personal administrației locale, că treci dintr-o comună în alta, într-unele e cosit, curățat, în altele nu. Dacă primăria respectivă nu e conștientă, atunci ar trebui să intervină autoritatea statului, care este garda de mediu, și să conștientizeze primăria respectivă. Sau dacă drumul aparține de instituțiile naționale, CNAIR sau nici nu știu cum se mai cheamă instituțiile astea care administrează drumurile naționale, aplicate sancțiuni autorităților. Sau de ce pe unele porțiuni e cosită vegetația de pe marginea drumului pe jumătate de metru și pe altele se poate 2 metri, la unguri sunt vreo 6 metri. Pentru că, de ce este foarte important acest lucru? Vegetația este principalul laborator care transformă bioxidul de carbon în oxigen și avem nevoie de oxigen, nu? De aia mergem în natură. Dar dacă vegetația este uscată, nu se mai transformă în oxigen, se transformă în praf. Praf care ne afectează în diverse feluri. Apar multe alergii și să nu uităm că avem un inamic public foarte răspândit. Exact, vorbim de ambrozie. Da. Care, de asemenea, are parte de o lege foarte bine dedicată și dedicată exact acestei buruieni. Și ce se întâmplă? Sunt aplicate sancțiuni pentru că și proprietarii
terenurilor private au obligația de să curăța aceste terenuri de ambrozie, la fel și primăriile. Se întâmplă acest lucru? Deci în lunile mai-iunie, obligația este agenției de mediu să facă acțiuni de conștientizare, care noi le facem și nimeni nu ne contrazice că ambrozia este de acord că ambrozia este o problemă. Dar mai departe, primăriile ar trebui să se asigure că deținătorii terenurilor pe care se dezvoltă ambrozie, administratorii drumurilor pe marginea cărora se dezvoltă ambrozie, domeniul public pe care se dezvoltă, este curățat. Nu se asigură ar nimeni. Ar trebui să facă asta primăriile sau trebuie? Sunt obligate trebuie, să nu facă. Ar trebui, trebuie. Dacă primăriile nu-și fac treaba, garda de mediu ar trebui să intervină asupra primăriilor. Deci, de la acțiunea noastră de conștientizare, lanțul se întrerupe. Nu se mai întâmplă nimic și chiar în ultimele zile foarte multe cazuri și medici pneumologi se plâng de numărul mare de cazuri și de faptul că, deși medicina progresează, sunt tot felul de soluții medicale pentru cei care sunt alergici la ambrozie, am și eu în familie, nu mai fac față soluțiile medicale și ar trebui intervenite efectiv. Deci, dacă până nu dispare planta care produce problema, nu va dispărea problema. Ar putea să dispară dacă este aplicată legea și dacă sunt aplicate sancțiunile respective prevăzute în acea lege. Nu există nicio sancțiune. N-am auzit să existe nicio sancțiune aplicată de nicio primărie și de nicio sancțiune aplicată de garda de mediu primăriilor sau administratorilor drumurilor și căilor ferate pe marginea cărora de asemenea crește ambrozie. Amenziile pot fi aplicate doar de către garda de mediu, nu și de către reprezentanții APM. Pentru că uneori se creează această confuzie și am auzit de multe ori cei de la Agenția de Protecție a Mediului nu aplică sancțiunea care o putem aplica este interzicerea activității pentru obiectivele autorizate. Ori aici nu este vorba de obiective autorizate. Așadar, deci, cumva de noi aplicăm acțiunea supremă, adică sancțiunea supremă, sancțiunea intermediară care este contravenția, o aplică garda de mediu. Este într-adevăr o problemă din ce în ce mai des întâlnită și gravă, care iată nu este luată în serios de către autorități, acele autorități care de fapt ar trebui să gestioneze foarte bine această situație. Această problemă și de asemenea, exemplu personal nu ține, pentru că cine are teren necultivat, că pe acele terenuri se dezvoltă în special, zice, dacă eu nu fac, de ce să fac alții? Dar mai avem alte instituții, mai avem APIA, care poate sancționa dacă acele terenuri nu sunt îngrijite. Majoritatea declară aceste terenuri la APIA și atunci ar putea și intervină. Da, și APIA, dar sunt și terenuri intravilan. De exemplu, am stat foarte mult pe litoral în acest an și în zona Mamaia Nord, unde am stat, sunt foarte multe terenuri care sunt prevăzute într-un viitor, nu se știe cât de apropiat sau îndepărtat, să fie ocupate de imobile. Dar până atunci crește o ambrozie de toată frumusețea și sunt suprafețe mari, alea sunt în intravilanul localităților, desigur nu are APIA legătură cu ele. Deci tot la primărie ajunge. Exact, primăria poate să ia tot la primărie și la cei care au drumurile în administrare și pe marginea drumurilor e plin de ambrozie. Până una alta, de la ambrozie trecem și la calitatea aerului, care este constant verificată și monitorizată de către APM. Știu că există unele puncte fixe de monitorizare a indicilor de calitate și panoul prin care se afișează calitatea mediului este chiar aici în fața studioului dumneavoastră. Aici, în centrul municipiului Deva. Da. Pot fi urmărite și pe site-ul calitateaer.ro, însă rezultatele măsurătorilor momentane, însă stațiile de monitorizare automată sunt ale Ministerului Mediului în administrarea noastră și
în sistem automat, indicii de calitate aerului nu se fac de vreo un an jumate, doi ani, pentru că stațiile sunt... Nu funcționează tot timpul? Nu funcționează, sau deci există problema? Niște contracte de mentenanță care sunt încheiate de către minister cu o firmă specializată, pentru că nu există posibilități locale de a angaja astfel de servicii. Fiind o nișă foarte specializată, există foarte puține firme care pot să facă acest lucru. Și au fost niște dificultăți financiare, contractele s-au încheiat de-abia la începutul acestui an, ele sunt în derulare, dar a început cu zonele în care suntem în infringement, mă refer la aglomerările urbane, în infringement privind calitatea aerului, și aici mă refer la București, Iași, Timișoara, Cluj, și cred că Brașov, 5 zone în care sunt probleme cu calitatea aerului și plătim sancțiuni și atunci normal că atenția ministerului s-a îndreptat către aceste zone. Deci în grafică nu se pot toate nu deodată să neglijate nici celelalte zone și așa să nu uităm județul Hunedoara, da, este unul destul delicat, de delicat. A scăzut atât de mult activitatea economică încât nu mai e delicat. Iar în sistem clasic, ca să zic așa, deci prelevarea probelor de praf, de exemplu, se face în continuare prin intermediul acestor stații fixe, doar că analizele nu mai sunt momentane. Deci noi probele prelevate în sistem automat le preluăm și le prelucrăm în laborator și ele sunt comunicate doar lunar, la sfârșitul lunii, media zilnică, pentru acel indicator și nu mai poate fi urmărit în sistem automat pe site-ul calitateaer.ro, care există în toate țările. Calitateaer.ro, orice țară din Uniunea Europeană are un astfel de site și un astfel de mecanism de verificare a calității aerului. Dar în compensare, în acest an, prin PNRR, Ministerul a achiziționat niște autolaboratoare, 20 de autolaboratoare, care au fost repartizate în județe și județul Hunedoara este beneficiarul unui astfel de laborator. Haideți să vedem și câteva imagini, pentru că deja a ajuns unul dintre aceste laboratoare de care aminteați în municipiul Hunedoara, acolo unde este monitorizată calitatea aerului, și o să vă rog să ne explicați puțin despre ce înseamnă de fapt acest laborator mobil, un laborator pe roți. Da. Deci, ca și conținut, ca și echipare tehnică, acest ce vedem aici sunt prelevatoarele, deci niște antene care preiau aerul și îl dirijează în interior. Acestea sunt niște analizoare. Analizoarele transmit prin satelit datele la fiecare oră la un server al Agenției de Protecție a Mediului. Pe care l-aveți aici la care l-avem aici la sediul din Deva, exact. Și ele sunt prelucrate și raportate la stasurile în vigoare, pentru că avem indicatori, cum este praful, în care valoarea limită admisă este la 24 de ore. Avem indicatori care valoarea limită admisă este la oră, cum este cazul oxizilor de azot. Avem indicatori care valoarea limită este la 30 de minute, cum este cazul amoniacului, de exemplu. Deci fiecare indicator, indice de calitate a aerului, se raportează la modul în care este reglementat prin diverse stasuri în vigoare. La Hunedoara a fost de joia trecută, de miercurea trecută și până ieri, l-am relocat de la Hunedoara pentru că pe perioada în care sunt precipitații, dispersia poluanților este îngreunată și nu mai sunt relevante. Ce aș vrea să mai precizez? Aceste laboratoare sau aceste mijloace de determinare a indicilor de calitate a mediului se utilizează pentru monitorizarea
indicilor de calitate și a poluanților proveniți de la toate sursele. Deci nu sunt mijloace de a urmări activitatea unui agent economic. Deci ce toate știm, sursele cumulat. Acel combinat de... Combinatul are instalație de automonitorizare continuă, deci pe perioada de funcționare. Și se merge pe încredere acolo? Sau... Nu, deci sunt online, măsurătorile lor sunt online și pot să fie verificate oricând de către Garda de Mediu. Deci rolul laborator, autolaboratorului și a stației fixe nu este să monitorizeze activitatea unui agent economic, ci toate sursele cumulate care își aduc aportul la o valoare mai mare sau mai mică a indicilor de calitate a aerului. Care sunt rezultatele pe care le aveți acum în urma acestor câtorva zile? O să facem un comunicat de presă cu, cum vă spuneam, raportarea la stasuri este diferită, fie la 24 de ore, fie la oră, fie la 30 de minute. Da, vor fi prelucrate și vom face un comunicat cu toate valorile, cu toți indicii. Indicii de calitate au fost praful, monitorizat în două feluri, PM10 și PM2,5, compuși ai sulfului, compuși ai azotului, compuși ai benzenului, monoxidul și monoxidul de carbon. Compuși ai azotului, de exemplu, și sub formă de oxiz, dar și sub formă de amoniac, amoniacul total. Ai sulfului de asemenea, oxiz de sulf, hidrogenul sulfurat, deci fiecare indice se determină diferit și se raportează la valori limită diferite. De aceea nu putem vorbi ieri a fost rău, de ce a fost rău? Sau a fost bine, de ce a fost bine? Deci ca să putem spune că a fost bine sau rău, trebuie să dăm niște cifre și să ne raportăm la niște stasuri. Și în acest motiv o să facem... În funcție de acele valori pe care le aveți... Care, în funcție de stasuri. Trage și concluziile necesare. Nu au fost, deci, la valorile registrate, că sunt niște diagrame care sunt înregistrate. Se transmite din oră în oră la serverul de la agenție și le se listează la 24 de ore și se vede fiecare indicator. Nu au fost depășiri la niciunul din indicatori pe diagrame, dar urmează să facem raportarea pentru fiecare la stasuri și după să facem comunicat. Unde va ajunge acest laborator? Am intenționat să-l mutăm la Orăștie, dar pentru că și acolo avem mai multe surse de poluare care sunt reclamate de obicei. Iar în zona Orăștie cunoaștem de câțiva ani acea problemă cu porcii, exact. Și acum, dacă traversezi acea zonă, se simte inclusiv în mașină. Da. Hidrogenul sulfurat și amoniacul sunt indicatorii vedete, ca să spun așa, pentru Orăștie. Acolo pentru... deja vă așteptați ca valorile să fie puțin mai ridicate decât în mod normal. Nu, intenționam să-l ducem de astăzi, dar având în vedere că plouă, nu vom vedea cum evoluează condițiile meteo și o să-l ducem într-o perioadă mai uscată. Dispersia poluanților se face altfel atunci când este perioadă fără ploaie decât în perioadele cu ploaie. Normal să vă doriți să fie relevante. Exact, da, rezultate să fie relevante. Exact. Deci Orăștie, unde mai intenționați? În Vulcan, după ce... după Orăștie intenționăm să ducem la Vulcan și după aia vedem unde vor mai fi probleme. A mai fost pentru perioade scurte că inclusiv la prefectură sesizaseră cetățenii acele situații în care oamenii își incendiază vegetația în curte sau gunoaiele în curte. Și a fost și nu numai, pentru să ne amintim, pompierii au avut foarte multe lucruri în această vară, vorbim de, cred că, sute de hectare care au fost cuprinse de flăcări. Acum 2 ani sau 3 ani, nu mai țin minte exact, am fost într-un an campioni ai incendiilor de vegetație, vreo 550, dacă țin minte, eram pe primul loc. Cred că vreo 2 ani a fost acest record negativ. Trist, da.
Ci din păcate, că există solicitări. Da, exista o solicitare și a fost autolaboratorul instalat la Sântu Hal, chiar în proximitatea Căminului Cultural de la Sântu Hal, fiind zonă cu grădini unde se întâmpla astfel, dar în perioada cât a stat acolo, cred că știau că e laborator acolo și n-a incendiat nimeni. Aș făcut să răi o curățenie înainte probabil, da, și da, după da, au mai continuat da, cei da, care au rămas restanți. Da. Din păcate, există alternativă. Deci primăriile au pus la dispoziția cetățenilor serviciul acesta de ridicare a deșeurilor din vegetație. Într-adevăr, cu niște costuri, dar nu sunt niște costuri, adică costurile care un proprietar de curte le-ar plăti societății de salubrizare care i-ar ridica vegetație, deșeurile din vegetație, sunt mult mai mici decât costurile cu sănătatea, care trebuie să le dai pe medicamente și după aia. Probabil mai mici dar decât amenda pe care ar putea să o primească. Să o primească dacă s-ar aplica. Din nou revenim da, la aceeași problemă. Dacă s-ar aplica. Pentru că în acea ședință la prefectură, chiar președintele Consiliului Județean a întrebat, păi, de ce nu face nimeni nimic atunci când sunt? Că, într-adevăr, pompierii sunt sunați, se duc, sting și... Păi, din următorul motiv. Pompierii nu dau că așteaptă să dea garda de mediu, garda de mediu nu dă că așteaptă să dea poliția locală. Și atunci, fiind trei, fiecare așteaptă să dea ceilalți doi și nu dă nimeni și mai suntem există o variantă situația... să dea toate aceste instituții sancțiune și atunci mai aruncă da, și dumneavoastră presa oricum fiecăruia această responsabilitate. Oricum mediatizați astfel de situații, dacă ar fi mediatizate câteva situații de genul ăsta, urgent s-ar schimba situația, cred. Că de frica amenzilor... Acum schimbări în masă nu se pot face, dar în timp. În dacă timp ar afla, uite, și ăla a fost sancționat și ăla a fost... Atunci ar începe lumea să... Și amenzile sunt mult mai mici decât ar trebui să plătească firme de salubrizare care vine și ridică. Chiar am discutat cu directorul de la firma de salubrizare și zicea că nu are solicitări. Nu are solicitări și firmele care sunt angajate de primărie să facă curățenie pe domeniul public și acestea răspund la cererea cetățenilor și firmele ca firma care face colectarea deșeurilor menajere, că e aceeași firmă la nivelul județului, și ea răspunde la solicitările, dar doar că solicitările cetățenilor sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. Da. Ca și amenziile de altfel care ar putea fi date de cele trei instituții care pot să acorde sancțiuni pentru incendierea deșeurilor vegetale. S-a discutat la un moment dat despre o reorganizare a tot ceea ce înseamnă instituțiile care se ocupă de protejarea mediului, de sancționarea celor care încalcă anumite legi. Garda de mediu, APM și Garda Forestieră ar fi urmat să formeze un... să fie cumva sub aceeași cupolă. Suntem sub aceeași cupolă la ministerului, dar fiecare pentru cu personalitatea că, lui. Așa cum spuneam puțin mai devreme, de cele mai multe ori oamenii fac confuzii între aceste instituții. Da. Parcă, nu știu, se calcă așa uneori în pe picioare, da, exact, toate instituțiile. Mai venim și cu acele instituții care se ocupă de protejarea ariilor naturale și așa mai departe. Păi ce se mai întâmplă cu această reorganizare? Va fi una doar pe hârtie? Va fi una reală care, într-adevăr, vine să mai simplifice poate puțin lucrurile? Cred că suntem tot în Caragiale. Eternul. Să se schimbe, primesc, dar să nu se modifice nimic sau să se modifice și anume prin punctele pici pe colo și prin punctele esențiale. Deci, pe hârtie se întâmplă niște lucruri, în realitate nu se întâmplă nimic. Ca să fim sinceri. Nimic. Deși ar trebui. Pentru că dacă ne uităm la nivel european, la nivel european există Agenția pentru Protecția Mediului. Mediul este format din aer, apă, sol, biodiversitate. Da? Deci peste tot e la fel.
fiecare țară are agenție de protecție a mediului, că așa este la nivel european modelul, și se ocupă de, dacă e protecția mediului, de partea de protecție la toți factorii de mediu. La noi, administrarea, că una este să administrezi apele sau pădurile și alta este să le protejezi. La noi e la grămadă. Și facem, ca să dăm o aparență de similaritate cu celelalte țări europene, facem niște rapoarte de calitatea aerului, adică calitatea mediului, care înglobează într-adevăr toți factorii de mediu, dar nu gestionați de o singură entitate cum e la alții, ci de o mulțime de entități ca la noi. Și rezultatele sunt ca la noi, nu ca la alții, din păcate. Deci considerați că ar fi oportună această reorganizare? Da, categoric, și da, dar reorganizare pe bune. Instituții? Reorganizare pe bune, nu pe hârtie și de fapt nimic. Agenția Națională pentru Administrarea Arilor Protejate înființată forțat ca să îi asigure baza unei doamne ministru care urgent, ulterior a primit un post de la ONU pe partea de biodiversitate și pe care după aia ONU a dat-o afară pentru declarații rasiste. Deci cum poți să gestionezi domeniul biodiversității la nivelul ONU și să faci declarații rasiste, dar în fine... Se poate. Această doamnă, în perioada cât a fost ministru, cred că în guvernul Cioloș, un an de zile, cred că nu nici atâta, și-a înființat această entitate națională care i-a servit dânsei ca trambulină pentru accedere pe acel post la ONU. Ea nu era satelit, o practică. Instituție artificială care, de fapt, nu administrează nimic, nu face nimic, doar consumă bani publici și bani europeni. La un moment dat, cred că Agenția pentru Protecția Mediului se ocupa, nu? Sau vă mai ocupați în continuare și de ariile protejate? Da, păi avem... Deci și APM-ul, și această entitate da, se ocupă de același lucru, practic. Nu. Deci partea de administrare, deci efectiv să mergi, să vezi ce se întâmplă acolo, să intervii. Ori la început, la înființare, aceste cu cât un om, doi, trei, cum, sau patru, cum sunt acum la Hunedoara, având în vedere că avem 38,8% din județ arie protejată, cam ce să faci când n-ai nici măcar o mașină cu ce să te deplasezi? Deci, în afară de faptul că stau într-un birou și manevrează, tastează pe calculatoare câte ceva, nu se întâmplă nimic. Deci ori protecția, ori administrarea arilor protejate nu se poate face din birouri. În alte țări, pe modelul cum la noi sunt parcurile naționale și parcurile naturale, au administrații proprii și siturile, arile protejate mai mici, cum sunt siturile Natura 2000, sciurile și spaurile, erau încredințate printr-o formă de printr-o custodie, la primării, la consilii județene, la ONG-uri, depinde cine era interesat să asigure administrarea reală a acestor situri. A fost luată de la, că existau și la noi arii protejate, sciuri și spauri, deci din rețeaua Natura 2000, în administrarea primăriilor sau a consiliului județean, au fost luate, trecute în atribuțiile acestei instituții înființată forțat, nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a mai făcut nimic. O să avem acea situație gravă, spun eu, cu Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, în care nu avem plan de management, ministerul plătește despăgubiri că nu avem plan de management, dar această instituție, care deja are 5 ani de funcționare, de existență, nu a făcut nimic în 5 ani ca să schimbe această situație pentru care ministerul plătește sancțiuni.
Ei, acum zice că va fi desfințat. Dar care este problema în ceea ce privește geoparcul? Că nu are plan de management. Deci cum... Deci de la Universitatea București, pentru că ei se nu ocupă Nu mai au. Deci de când nu mai există. Nu mai sunt ei administratori. Ei administrează doar situl UNESCO de pe teritoriul geoparcului. Iar Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegul este în administrarea acestei entități, Agenția Națională pentru Arii Protejate, care există de 5 ani, dar care n-a făcut nimic. Și ce va însemna acest lucru? Deci, planul de management pentru o arie protejată definește funcțiunea, deci unde este zona de dezvoltare durabilă, de protecție strictă, de management durabil, deci sunt mai multe forme. Exact cum la localități avem planul urbanistic general, care de asemenea definește funcțiunea în cadrul, funcțiunile teren, suprafețelor în cadrul proiect, în cadrul unității administrativ-teritoriale, la fel și planul de amenajare, planul de management al ariei protejate definește funcțiunea din punct de vedere al protecției în interiorul unei parc sau a unui sit Natura 2000. De 5 ani de când nimic. Există această nouă entitate, nu s-a întâmplat absolut nimic. 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 Poate afecta în vreun fel da, ce deci se vom plăti planul. Da, normal. Cum vă spuneam, plătim despăgubiri că nu există acest plan de management. Da, nu se întâmplă nimic. Nu ar trebui, poate, forțată într-un fel sau altul această ministerul... instituție, pentru că... Da, ar trebui. Așa dacă ar fi... nici comisia nu a reușit să... Că plătim sancțiuni, nici comisia nu a reușit să o forțeze. Acum o trece spre agențiile de mediu, că și-a dat seama și ministerul că e inutilă. Dar, deocamdată, doar de 2 săptămâni a ieșit o ordonanță de urgență cu această comasare. Vedem ce va fi în viitor. După acest an super electoral, probabil da. Că se vor mai așeza lucrurile. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și spuneam în debutul emisiunii că vom discuta și despre acel proiect Casa Verde, un proiect care a cam blocat la un moment dat și în unii ani toate site-urile, mă rog, site-ul și administrației Fondului pentru Mediu. Deci administrația pentru... Mai au timp câteva zile, cred, nu? Data de înscriere între 6 și 13 deci, septembrie. Pe regiuni, da. Administrația Fondului pentru Mediu este o altă instituție din subordinea Ministerului Mediului care gestionează sumele, veniturile din activități cu impact asupra mediului, din gestionarea deșeurilor, din ocuparea de suprafețe, din exploatare forestieră, din introducerea pe piața unor ambalaje, tipuri de ambalaje. Deci, aceste venituri au ca scop să se întoarcă în proiecte care să reducă poluarea. Casa Verde, prin Casa Verde se dorește înființarea unor surse de producere a curentului electric în gospodării. Deci fiecare gospodărie să-și... Pentru că rețelele naționale nu sunt pregătite, nu au fost redimensionate la mulțimea de consumatori care deja au apărut în programele anterioare, Ministerul Mediului prin Administrația Fondului de Mediu a inițiat un alt program care se referă la stocare. Deci cei care în programele anterioare și-au montat panouri fotovoltaice vor avea ocazia într-un nou program să achiziționeze mijloace de stocare a energiei care este excedentară consumului propriu. Da. Erau alocați bani doar pentru achiziționarea acelor panouri, mai puțin pentru acele baterii, să le spunem, pe înțelesul tuturor care stochează energia. Acești beneficiari ai programului pot deveni și prosumatori? Păi obligatoriu devin. Deci sunt obligați. Da, devin prosumatori în momentul în care își instalează
panourile fotovoltaice. Încă nu este foarte clar ce se întâmplă după ce se vor instala și acele echipamente de stocare, acele baterii. Urmează sunt să multe vedem. Solicitări în județul Hunedoara? Nu gestionează Agenția de Protecție a Mediului numărul. A fost din prima dată când trebuia să te înscrii la un instalator și instalatorii înscriau posibilii beneficiari. Acum, într-un termen foarte scurt, de câteva minute, beneficiarii se înscriu în program și după ce se semnează contractul de finanțare, se adresează unor instalatori acreditați și continuă derularea programului. Toate detaliile sunt pe site-ul afm.ro. Nu avem, Agenția de Protecție a Mediului nu are date suplimentare sau dar informații sunt convinsă suplimentare. Că sunt mulți care vă contactează pentru informații suplimentare. Tocmai de acea confuzie care pentru cetățeanul obișnuit, neobișnuit să interfereze cu o mulțime de instituții, pentru că mediul apelează este la mediu, da, nu? Agenția mediu înseamnă Agenția Mediului, pentru protecția mediului. Da, da, deci da, mai da, au la dispoziție doar câteva zile. Anul acesta a fost alocată o sumă record, da, 2 miliarde de lei pentru acest program. Depinde de fiecare, de rapiditatea cu care primul venit, primul servit, practic, da, și în cadrul acestui program. La ediția anterioară, în regiunea noastră, fondurile s-au epuizat în 9 minute. Așteptăm să vedem la încheierea depunerii ediției, și da, încheierea acestei sesiuni de înscrieri, care vor fi rezultatele și la noi. În două minute aș vrea să discutăm puțin și despre acele culturi distruse de către animalele sălbatice. Și în județul Hunedoara avem destul de multe astfel de situații, fiind o zonă preponderent de deal muntoasă și nu numai. Sunt în continuare multe culturi care sunt afectate. Pot beneficia, ferme pot de, beneficia despăgubiri. De despăgubiri din partea statului acești fermieri? Deci, atacurile animalelor sălbatice în gospodării și în culturi, la culturile agricole și la ferme sunt despăgubite de către stat în două feluri. Dacă atacatorul este din specie protejată, cum este cazul ursului, lupului și râsului, atunci despăgubirile se plătesc de către agențiile de protecție a mediului, iar dacă atacatorul este din speciile comune, cum este cazul mistreților sau vulpilor, atunci despăgubirile se plătesc de către garda forestieră. Dar ca procedură este la fel. Păgubitul, că e la cultură agricolă sau că animalele sau gospodăria atacată, se adresează primăria convoacă comisia care este formată din medicul veterinar arondat, un reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului, un reprezentant al fondului de vânătoare din arealul în care are loc paguba și un reprezentant al direcției agricole. Care e rolul fiecăruia? Medicul veterinar stabilește ce animal a produs paguba, că sunt indicii dacă a fost urs, lup, iepure, vulpe sau mistreț sau nu știu ce altă vietate. Cam acestea să fie, sunt, cred că, de cele mai multe ori cele care atacă sau afectează culturile. Medicul stabilește deci cine a fost atacatorul. Reprezentantul direcției agricole stabilește cam care ar fi valoarea, dacă vorbim de o vacă, o oaie, un cal, o cultură de porumb sau cam care ar fi valoarea pagubei. Iar Agenția de Protecție a Mediului întocmește un dosar care se întâmplă într-o anumită ordine și solicită bani la Ministerul Mediului pentru pagubele produse de urs, lup și râs. Pentru pagubele produse de celelalte specii,
acest rol revine Gărzii Forestiere, care de asemenea... avem timp, din păcate, au fost hunedoreni care au depus astfel de solicitări. Anul trecut am avut, anul ăsta, până la această dată, cred că ne apropiem de numărul pagubelor de anul trecut din tot anul, când au fost vreo 86, parcă, și suma a fost aproape 200 de mii de lei. Iar anul acesta vedem până la sfârșit, ca număr ne apropiem acum față de numărul de anul trecut, vedem până la sfârșitul anului ce va fi. Durează mult până le intră banii în conturile păgubiților? De la, în general, 30-60 de zile de când depunem noi dosarul, iar noi depindem de cei dinaintea noastră. Da, adică pentru de, că ați enumerat câteva instituții care adică se ocupă de tot acest enumerăm proces. Enumerăm ce ne trimite raportul, care ne-l trimite comisia care se constituie și valoarea care o stabilește Direcția Agricolă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Am mai fi avut foarte multe de discutat, pentru că sunt multe probleme și multe aspecte care trebuie elucidate la un moment dat și cunoscute de către hunedoreni. Informarea direct de la sursă, așa cum ne place nouă să spunem, este cea mai bună, dar vă mai așteptăm aici pentru mulțumesc. A mai veni și cu alte noutăți pentru cei care ne urmăresc. Să sperăm că vor fi pozitive. Să sperăm. Mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!